acum vreo 10 ani am fost la o întâlnire de N ani cu colegii de liceu și diriginta noastră din clasa 7-8 a scos niște chestionare și întrebarea era ce ați vrea să fiți când sunteți mari. Și în clasa 8-a eu am declarat mă fac fie arheolog, fie matematician. Am ajuns matematician. Am avut o copilărie și o adolescență fericită, cu toate problemele care au ale comunismului. Doar când m-am maturizat, am ajuns la facultate, mi-am dat seama de limitările care sunt și așa mai departe. Părinții mei au fost profesori universitari, m-am mai trește. Am văzut cărți în jurul meu, cărturar am zis că am să fiu de cărturare de un fel sau altul. Dar, în clasa 6 am avut un nou profesor la matematică, îl cheamă Sebastian Anița, care era o persoană extrem de cool, să spune acum. Și foarte prietenoasă, a ridicat foarte mult standardul. Și am descoperit că el era extraordinar de amical cu cei care rezolva probleme grele. Și am vrut să fiu prietenul lui. Asta a fost motivația mea. după care m-a prins microfonul. Cred că fiecare persoană are în viață, am întâlnit în viață niște persoane care i-au schimbat traiectoria vieții în bine. Și în primul rând au fost părinții mei, apoi a fost profesorul Sebastian Anița în liceu, apoi în facultate a fost profesorul meu Viorel Barbu, care mi-a fost și conducător la licență, dar eu am început și un doctorat în România și eram aproape gata și am renunțat ca să fac geometrie și am plecat în America. Dar cu domnul Barbu rămân în contact permanent, mă întâlnesc cu el în fiecare an când ajung prin Iași, cât am fost tânăr, îl știam ca matematician, ca profesor, acum îl văd ca un intelectual de mare învergură. Țin minte că taică-miu m-a dus acolo în clasa 12 și am avut senzația că am intrat în biserică. Am avut senzația de asta spirituală foarte intensă. Într-o clădire, cum e asta de veche, o clădire înaltă, geamuri mari, luminoase, oarecum dispare zgomotul străzii și sunt rafturi de cărți de jos până sus și mă uitam și mi-am dat seama că eu sunt la raful de jos. Erau ceva care nici nu bănuiam că există. E o instituție care a fost, ocrotită religios de facultatea de matematică de 100 de ani și a funcționat pe încredere. Deci cadrele didactice puteau intra acolo zi și noapte să iau o carte și pe încredere semnau că eu cu tare am luat carte. Studenții nu aveau acces toți studenții. Intrai pe cuvântul unui profesor care garanta că ești de om de încredere. Și bibliotecarea de atunci, o domnișoara, toată lumea îi spunea domnișoara, domnișoara Jacotă o chema, era ca o leoaică în să apere biblioteca. Am intrat, era așa un covor îngust pe parchet și o dată și-a zis nu cumva să te calci cu patofii urs pe parchet. știam că nu-i real. Eu nu mă speram pe mine, dar apăra, știi, proteja instituția, locul și avea timp mereu pentru mine. Adică pentru oamenii care vreau cărți găsea timp. Și m-am simțit bine și în continuare mă simt bine când ajung acolo la seminar. E ceva care e permanent. Să schimbă lumea în jur, dar seminarul, cărțile rămân. E ceva că îmi găsesc liniște așa. Acum e o problemă întreagă cu bibliotecile. Mai ales, problema este financiară. Abonamentele devin extrem de scumpe. Și
văd că majoritatea bibliotecilor, inclusiv biblioteca la care, la universitatea unde sunt acum, a devenit majoritar digitală. Și a trebuit, deci noi să ne canibalizăm. Deci a venit bugetul și a zis, atât este bugetul, a crescut prețul la reviste, a trebuit să decidem, astea nu le vrem. Editurile acum sunt, este un monopol mare la editurile științifice. Cred că sunt două, trei concerne care publică științific și vând revistele la pachet. Pe vremea lui Neanicu, dacă vrei să iei o carte bună de literatură, ți-o vedea la pachet cu niște drăcii de propagandă și cumpăra Gândirea lui Ceaușescu cu Șogunul sau în sfârșit. Se pare că concernele astea au învățat în obiceiurile astea și ca să iei o revistă bună, mai trebuie să iei la pachet și altele, care nu neapărat îl vrei. Între timp, comunitatea științifică cel puțin comunitatea matematică s-a revoltat foarte tare. Și a fost vâlvă mare când au făcut matematicieni, au făcut un calcul și au descoperit că matematicienii scriu articolele. Niciunul din autori sau editori nu este plătit. În final, matematicienii trebuie să plătească pentru vârsta lor și și-au dat seama, au făcut un calcul cât costă o pagină și era aberant. Și au apărut câteva reviste de cum ar veni, de protest, care au venit foarte mare calitate, care sunt costul este infim. Și reviste mari au colapsat. Și atunci au început să-și tragă pe seamă și editurile că nu pot să continuă ritmul ăsta, dar tot e scump. Am lucrat cam 2 ani jumate la un Târgu Frumos, la o școală generală. Mă simțeam ca poetul Ovidiu, probabil. Mă simțeam că sunt exilat din Iași. Îmi spuneam ce soartă blestemată am avut. Făceam naveta și în tren întâlnești tot felul de oameni care realizai, când stă de vorbă cu ei, realizau că problemele mele erau mult mai mici. Adică nu... Ok, e neplăcut, dar nu sunt așa de rele cât probleme am întâlnit. Plus copiii care au acolo, ei n-aveau nicio vină. Ei n-aveau nicio vină. Eu trebuia să-mi fac meseria. Eram irresponsabil. Deci am terminat când aveam 22 de ani, ceva spre 23 când am terminat. Nu eram matur. M-am maturizat la prima întâlnire cu un părinte. Aveam o studentă foarte bună, Laura, cu care acum suntem prieteni. Laura, și vine mama ei să mă întrebe ce face. Și vorbește cu mine dumneavoastră. La 23 de ani lumea nu prea vorbește cu dumneavoastră. Și era îngrijorată și atunci mi-a zis, mă, stai că treaba asta e serioasă. Și asta a fost primul moment, mi-a dat seama că am responsabilitate. Eu îmi făceam meseria, dar nu aveam conștiința responsabilității, impactului sub oameni. Și când i-am spus mamei că trebuie să fiți foarte mândru de fiica dumneavoastră, e foarte talentată și am mari speranțe pentru ea. Și am vorbit sincer. Am văzut cum i s-a însemnat fața și mi-am dat seama că eu am impact asupra oamenilor. Nimeni nu mi-a spus asta. Am făcut o practică pedagogică, dar nu mi-a spus. Nu mi-a spus nimeni. Mi-aduc aminte, era o clasă, la o clasă așa, să avea o dirigintă, unde era și Laura. Avea o dirigintă, o ardeleancă foarte bine organizată. Și se vedea că i-a pusese suflet de acolo. Clasa era foarte bine organizată. Mă legase de ei, le-am dat început să le dau porecle. De la Muppet Show. Kermit, Miss Piggy, Dumnezeu. Și le plăceau. Era un băiețel care vine la mine necăjit și îmi spune, da, ai dat porecle la toți și mie nu-mi dai? Și am găsit și lui o porecle, era liniștit. Bun, numai așa-i strigam pe numele astea.
Peste vreo lună vine diriginta lor la mine și ca asta pare, vine diriginta mea la mine și să spune, eu muncesc de un an de zile să se strige pe numele familie și într-o lună schermin, mi-e spighe Dumnezeu și care, ce nume mai erau. Erau chiar pentru vremurile alea comuniste, știi, erau mai cazone școala. Copiii se simțeau foarte liber să vorbească cu mine. Și ieșeam cu catalogul în sală și veneau după mine și îmi povesteau și mă întrebau de una, mă întrebau de alta. Eram înțelept. La 23 de ani, 23 de ani, da. Da. În România și în special Iașu a fost afectat negativ de comunism. Deci prin 78, da, în 78, a plecat un autocar de matematicieni mari din România. A fost o conferință, este un congres internațional al matematicienilor la Helsinki. S-a întors doar șoferul și cu o matematiciană. Restul au plecat și mulți erau geometri. Institutul de matematică, care era un loc foarte bun, era acolo, era aglomerarea de creiere, era la București, un loc de elită. A fost desființat după ce a murit Miron Niculescu. Miron Niculescu, madame aceea, a fost președintele Academiei, iar el s-a opus foarte mult doamnei Ceaușescu. Deci nu au primit-o în Academie cât a fost el în viață. A murit bătrânețe, în sfârșit, așa, după care s-au mai stricat lucrurile. Și în Iași, de exemplu, nu au mai apărut locuri la doctorat vă câțiva ani. Și nu era în geometrie, era în analiză, eu în ecuație, eu lucram cu profesorul Barbu și am intrat la doctorat. Profesorul Barbu, un om extraordinar înțelept, care înțelege foarte bine libertatea de gândire. Pe vremea aia, locurile de doctorat veneau cu teme propuse la minister, care este o aberație. Descoperirea, creația nu vine, rezolv piatra filozofală. Abia la sfârșit îți dai seama ce vrei, ai o idee, dar nu poți să vii cu o temă propusă de un funcționar. Și el mă întreabă ce ți-ar place să faci. Și i-am zis subiectul și a zis, eu știu că eu nu mă pricep în treaba asta și vor să fii singur. Zis, nu, vreau asta. Și atunci el a propus de la minister, propunea lui a venit la minister cu subiectul ăsta, care îi sunt recunoscător și acum. M-a avertizat că sunt singur, așa. Lucrasem, aproape scrisesem teza, aveam suficient pentru o teză, dar am vrut să fac geometrie. Munca care am făcut-o în România, în ecuație, s-a dovedit a fi extrem de utilă pentru doctoratul din stat. Deci nu a fost o chestiune pierdută. A fost utilă. Deci fac geometrie cu ecuații diferențiale, așa un binar. Și, deci, îmi place geometria, ce să zic. E ușor să formulezi întrebări în geometrie. Nu te gândești? Întrebi. În ecuații nu satisfac nevoile mele estetice. Asta e. E folosit în multe departamente din lume pentru cursurile doctorale. Dar la cursurile doctorale nu prea se folosesc manuale, se folosesc cărți. Vom urma cartea asta, dar instructorul face variațiuni și studentul are cartea ca să mai citească mai multe în detaliu. Deci, dar sunt foarte populare cu cartea asta. Cartea asta care am fost sfătuit, că e o mare greșeală să nu o scriu, că o să-mi distrug cariera. Și am scris-o. Cei care au citit-o acum 25 de ani, acum 20 de ani, au studenții lor care o citesc, este la a doua generație de cititori. Am scos a treia ediție anul trecut. Se vânduse. Și îmi spunea matematician, nu mai găsesc. Eu o dau, în esență, o dau gratis, fișierul electronic, l-am dat gratis la toată lumea.
Dar unii oameni vor să, și înțeleg, vor să o aibă în formă tradițională. Eu pot să dau sfat în experiență. Nu garantez că experiența mea este tipică. Dar le spun și tinerilor de aici. Indiferent ce faci, ce meserie îți cauți, gândește că jumătate din timpul în care ești treaz, îl vei petrece la meseria aia. Și ar fi bine să-ți placă. Că altfel vei petrece jumătate din viața trează oftând și fiind necăjit. Și dacă ei găsesc, dacă au ceva care le place și știu că le place, să-și urmeze pasiunea. Că ea în sine e o mare recompensă. Avea vorbă că spunea că, dom'le, există justiție în univers. Este talentul în final să va fi recunoscut. Atunci când am încercat să fac pentru glorie și să fiu recunoscut, am avut numai dezamăgiri. Recunoașterea a venit după ce am urmat sincer pasul. Puțină lume are succes fără efort. Cum îi spun studenților mei, dacă nu aveți un eșec, înseamnă că n-ați încercat cu adevărat. Și norocul nu-l poți crea, dar trebuie să fii pregătit pentru șansă. Întrebite un prieten, el e matematician în București, Dani Matei îl cheamă, îl cunosc de la Olimpiadă, el a terminat facultatea la București și o vizitam Bucureștiul des și lui îi plac poeziile foarte mult și mi-a trimis poezia asta și mi-a plăcut. Mi-a plăcut din prima secundă. M-a mișcat și am pus. Asta e, nu. Ca muzica, nu pot să explic de ce îmi place. Sau o pictură îmi place, și alta nu-mi place. Nu am educația asta. E frumos. E grozav. Grozav. Sunt unii oameni care nimeresc cuvintele așa bine. La noi Nichita Stănescu. Nichita Stănescu mă termin. Aproape orice. Nu știu de ce. Da. Mulțumesc frumos.